Treaba e destul de simplă. Îl ai pe Blue aici de față și trebuie să-l faci din ce în ce mai mare până când la un moment dat va depăși planeta Pământ. Vom putea să facem chestia asta? Nu știu exact, dar vom vedea în episodul de azi, așa că nu uitați să apăsați pe butonașul de like dacă este să vă placă și dacă mai vreți și alte episoade. Și hai să începem trebușoara. În funcție de ce mănânci, te faci fie mai grăsuț, fie mai cu mușchi. Uite, de exemplu, dacă mănânc mâncare un piculeț mai sănătoasă, voi slăbi și mă voi face mai cu mușchi. Dar trebuie să ții cont de toate chestiile astea, pentru că în funcție de nivel vei avea nevoie să fii poate grăsuț, poate cu mușchi. De data asta nu a contat foarte mult și am ajuns să ne batem aici cu Joker, se pare că. Ia să vedem, sunt suficient de puternici? Hai că nu-i problemă, l-am făcut praf, hai să vedem cât de departe ajunge. A ajuns, bă, destul de mult, aș putea spune, la 16? Chiar nu mă așteptam să ajung atât de departe și iată-l aici pe Blue al nostru. Nu s-a făcut atât de mare pe cât aș vrea eu, dar în nivelul următoare o să vedeți că o să avanseze. Și hai să vedem dacă reușim să strângem la episodul de astăzi peste 20.000 de like-uri. Dacă este să vă placă și dacă mai vreți și alte episoade. Avem 28 de puncte, o să pun punctele în putere, acolo jos. Și momentan astea sunt toate punctele pe care le avem, așa că hai să-i dăm drumul și să vedem. Primele nivele sunt mai ușoare, dar pe măsură ce avansezi vei trece la chestii mai grele. O să iau astea de sală, vreau să mă fac foarte mușchiulos. Ia uitați-vă ce mușchiulos m-am făcut. Bă, eu zic că cu mușchii ăștia ar trebui să facem treabă. Ar trebui să facem treabă, ia să vedem. Și în afară de chestia asta avem și alte caractere, o să vedeți în cele ce urmează. Dar am ajuns la ori 7, asta înseamnă că ne batem cu Freddy. Ia uitați-l aici. Foarte, foarte tare. Ia să vedem dacă suntem mai puternici decât Freddy. Bă, de momentan, de exemplu, mă bate. Dacă îi dau una, boom! Ia de aici, Freddy. Până aici ți-a fost. Și sunt curios cât de departe putem să ajungem. Adică trebuie să ne facem și mai mari și vom ajunge și mai sus și toate cele, așa că urmăriți acest episod până la final dacă vreți să vedeți cât de departe ajungem. Și am luat niște bănuți, i-am pus acolo în viață mai multă și vedeți că deja începe treaba să devină un piculeț mai complicată. Așa că voi încerca să iau eu de pe aici toate chestiile astea. Ok. Luăm și pe ăsta de aici. Și poate îi luăm și morcovii, ok? De data asta m-am făcut cu mușchi, data viitoare cred că o să încercăm să ne facem grăsuți puțin. Să vedem dacă să reușim. Cât de departe ajung? Ori 8. Uite că încă puțin și ajungem la următorul caracter, dar n-a fost să fie, nu am avut noroc încă. Dar nu e problemă, vă promit eu că o să ajungem foarte, foarte sus, poate să depășim chiar toată zona. Ia de aici, Freddy, tu crezi că mă faci pe mine? Am mușchii și mai puternici decât data trecută. Adică nici vorbă să se întâmple chestia asta, așa că hai să trecem mai departe. Am făcut 17, destul de bine, ok. Ia să vedem, trecem la următoarea trebușoară. No thanks. Și o să vă arăt celelalte caractere, îl avem și pe Huggy Wuggy în episodul de azi, dacă vă vine să credeți. Dar uite, o să băgăm niște puncte în putere și o să mai băgăm niște puncte în bănuți și cred că este suficient pentru moment. Ia să vedem. O să încerc să mănânc toate chestiile nesănătoase în acest nivel, să vedem ce se întâmplă. Deci uite, mănânc doar donuts. No! Am fost prea grăsut și n-am putut să sar. Deci se pare că trebuie să iei deciziile corecte. Și atunci o să trebuiască să nu ne facem atât de grăsuți, pentru că nu o să mai putem să sărim cum trebuie. Mâncăm fructe. Ok, aici o să dorm în loc să fac sport. Ia uitați-vă cât m-am făcut. Oho, ia uite-mă. Cât de departe. Cred că ajungem la următorul caracter. Cred că o să ajungem la următorul caracter și fiți atenți. Hai să apăsăm pe butonașul de like înainte ca eu să termin această bătălie. Ați apăsat? Fiți atenți că nu mai avem timp. Nu, se pare că n-a apăsat toată lumea sau nu știu exact ce s-a întâmplat. N-am avut suficientă forță. N-am avut suficientă forță. Hai să încercăm din nou. De data asta vom pune, uite, mi-arată să pun puncte aici pe putere. Așa că fiți atenți. O să devenim un piculeț mai puternici. Sper că și voi ați apăsat acolo pe acel butonaj de like. Săritura am făcut-o perfect și luăm boxing. Aha, altă viață cu boxing. Dar am mâncat și eu gogoașă. Se pare că m-am făcut un piculeț cam prea mult. Dar hai totuși că cred că o să fie în regulă. Ori 8. Hai, Freddy, să te văd. Hai să te văd. De data asta sper că ați apăsat și voi acolo pe acel butonaj de like și vă mulțumesc din suflet dacă ați făcut acest lucru. Ia să vedem. Da, domnule. Da, domnule, ia uite. N-ai treabă. Se duce peste 17?
9 s-a dus peste 17. Nu trebuie să fii mai cu mușchi ca să se ducă peste 17. Cred că asta e toată faza, dar momentan n-avem, adică uitați-vă și voi, n-am făcut mușchi necesari sub nicio formă. Așa că mai punem niște puncte în forță și începem trebușoara să mâncăm. Trebuie să fac o combinație între ele, știi? Mâncare mai nesănătoasă cu mâncare sănătoasă, să vedem ce o să iasă. Ok, de data asta mergem pe mâncare sănătoasă. Luăm de aici ăsta. Oh, aici trebuia să fii mai grăsuț puțin pentru că este sticla asta și nu poți să treci. Ok, bun, hai să vedem. Luăm astea și nu trebuie să mai mănânc mâncarea asta care mă slăbește în prima fază. Da, deci mâncăm asta. Și abia acum o să ne luăm o chestie de aici și uite, ne-am făcut cu mușchi. Aici aleg cea mai mică chestie. No, dar deși... Stai așa, că s-ar putea să ajungem cu acest caracter acum. Ia, să vezi de n-ajung. Oh, bine! Chiar am ajuns de poartă rău de tot ori 12. Nu mă așteptam să ajung cu caracterul așa. Dar uite că am reușit până la urmă. Haide, Blue, să te văd ce poți! Boom! Mamă, câtă forță are! Și ăsta era boxer profesionist sau nu știu ce era exact. Deci, nu știu, mi se pare wow câtă forță a avut. 17, aș vrea să depășim recordul de 17, dar nu știu dacă să fie posibil. Totuși, având în vedere că am ajuns atât de departe cu domnul Blue, hai să vedem și următorul caracter. Avem aici ceva de deschis. Ne va da niște chestiuțe, ok. Bun, următorul caracter este Green. E o versiune de Blue, doar că e verde, nu e chiar Green ăla pe care îl știți cu mâinile lungi. Dar totuși, hai să vedem ce știe și Green. Ia, și Green se face așa mai grăsuț. Aici ai nevoie de forță, de-aia mi-am luat mușchii. Pentru că fără forță nu ai cum să te prinzi de această bară și dai fail. Ok, aici avem nevoie de niște aripi. Și o să mănânc mult, mult de tot. Fiți atenți. Nu, am mâncat prea mult și nu m-au ținut aripile. M-am greșeat atât de tare încât eram prea greu pentru aripile respective. Wow! Și acum, uite, nu eram suficient de greu pentru acest perete. Interesant! Trebuie să ții cont de toate chestiile astea. Aici trebuie neapărat să iei asta pentru că altfel ești prea greu pentru a te ține de bară. Dar aici trebuie să fii cât de cât fit și să nu mănânci cartofii prăjiți. Ok? Mamă, cât de mult mi-am făcut! Fiți atenți că aproape s-a umplut bara. Nu știu exact cât de departe vom ajunge în starea asta. Dar gen, uitați-vă cât avem acolo. Hai frate că trebuie să fie acum cu noroc. Să ajungem foarte, foarte sus. La următorul trebuie să ajungem acum. Cu siguranță. Oho, bine ai venit băiete. Mamă, cât de sus m-am urcat ori 17. Deci nu vine să cred cât de sus m-am urcat. Hai să vedem cu Green. Acum ar trebui să fie nebunie totală. Ia să vedem. Ok. Ok, știe să bată, dar nu știe mai bine decât noi. Asta e Hulk? Asta pare a fi Hulk, doar că nu este verde. Nu știu, așa mi se pare, dar totuși, vedeți, am bătut recordul de data trecută. Am ajuns la 18. Și ia, uitați-l pe domnul Green. Foarte, foarte tare joculețul. Nu m-am mai mișcat de ceva vreme runnere. Și chiar mi-era dor de un runner de ăsta interesant. Hai să punem niște puncte în viață și niște puncte în bănuți, adică ce mi-a rămas. Și după ce trecem de Green, o să fie Huggy Wuggy. Deci țineți-vă bine, stați aici pe episod până la final și bineînțeles dacă nu ați apăsat încă pe butonașul de like, apăsați-l chiar în acest moment. Să strângem acolo multe, multe like-uri pentru acest joc. O să trebuiască să fim cu mușchi aici. Deci ne trebuie mușchi ca să ne putem ține de bară. Și acum... să nu ne îngreșim prea tare cât stăm pe bara asta, că după asta o picăm pe jos. Ok. Ia. Parcă am avut mai mult data trecută. Nu știu de ce, dar așa am impresia. Fundalul se schimbă de fiecare dată când avansezi. Acum vedeți că e cu ceva ghețari. Dar știu că poți să ajungi în niște zone foarte, foarte mișto. Pe care nu le-am deblocat încă. Da, vedeți, data trecută am ajuns la ori 17. Dar tot cu Hulk ne batem. Deci nu, din punctul ăsta de vedere, nu o să fie treabă diferită, nu cred. Yo, călba și mai tare. L-am bătut și mai tare. Dar nu știu cum poți să faci să ai o forță mai mare aici. Să-l arunci mai departe. Că aș vrea să se ducă, nu știu, poate 25-30 încolo, dar nu știu, cred că trebuie să avansezi nivelele. Că altfel nu văd cum ai putea să treci mai departe pe grila aia. Hai să vedem, o să punem niște puncte în forță. Poate forța te ajută. Ok. Împingem ăsta. Aici trebuie să fii mai fit
ca să poți să treci. Ia să vedem noi, să încerc să mănânc chestiile sănătoase. Dacă ești suficient rapid să te dai și într-o parte și în alta, apăs mai și chestiile sănătoase și nesănătoase și nu știu ce se va întâmpla. Că practic poți să le iei pe amândouă. Da, uite, nu sunt suficient de rapid. Ok. Cred că am să aleg să dorm. Aleg să dorm. O să mă fac foarte, foarte grăsuț acum. No! Acum cât de cât între. Îs mediu, să zic. Acum mă întreb oare cât de departe ajungem cu varianta asta medie. Dar hai că ajungem bine. Ce vorbești? Wow! Deci mai am foarte puțin și ajung pe finalul jocului, cred că e finalul jocului, nu știu exact dacă mai există altă creatură în afară de asta, sus de tot, că n-am apucat să văd. Dar oricum, uitați-vă cât HP am eu și cât HP are Hulk. Adică eu am efectiv 1600 sau ceva și el are 700. Da, deci e o grămadă. 18. Ok, domnule Green. Și acum vom evolua în Huggy Wuggy. Hai să-l vedem și pe Huggy Wuggy să vedem care-i treaba cu el. Vom lua Huggy Wuggy, ia uite-l. Și vom upgrada HP-ul și, bineînțeles, bănuții. Și pe asta cred că o să strângem bani, pentru că aș vrea să evoluăm foarte mult pumnul. Ok. N-am văzut până acum un Huggy Wuggy grăsuț. Ai mă frate, că n-am reușit să trec. Deci vreau să văd cum ar arăta un Huggy Wuggy grăsuț. Uite, aici nu prea ține de tine, știi că practic la ranere caracterul merge. Deci cred că trebuie să stai să aștepți. Așa. Ca să bagi viteză, dar ce viteză? Că... Băi frate, nu mă așteptam să fie așa de greu. Cred că trebuie pur și simplu să-i dai drumul de acum. Să fii, da, uite, vezi, trebuie să planifici timing-ul. Ia uite-l că și notă. Ok. Să încerc să iau toate mâncărurile astea, fast food-urile. Să vedem cum arată un Huggy grăsuț. A, dar n-ai cum. Uite că s-a îngreșat puțin, dar n-ai cum, pentru că aici nu te poți ține de bara asta dacă e prea grăsuț. Cred că aici o să fie mai cu mușchi, sincer să fiu. Bă, pare că are mușchi, nu-mi dau seama. Nu știu dacă voi vă dați seama, pe blue și pe green, parcă îmi dădeam seama un piculeț mai ușor dacă aveau mușchi sau dacă nu. Dar la Huggy parcă nu-mi dau seama, dar totuși a ajuns la 17, ceea ce nu e rău deloc. Hai să vedem, Huggy versus Hulk. Cine va câștiga oare dintre aceștia doi? Cu siguranță Huggy, pentru că uitați-vă cât HP are. Ia de aici, băiete, boom! Ha, mă, trebuie să fie mai departe, nu se poate. Este? 18, 17. Hai, mă, frate! Credeam că o să am un pumn mai puternic decât atât. Dar, din păcate, nu. Ia uitați-vă cum s-a schimbat totul. Hai să upgradăm pumnul. Deci, dacă nici acum... Ia uite că s-a îngreșat puțin. S-a cam îngreșat puțin domnul Huggy. Ok... Și acum, pentru că am fost suficient de greu, n-am putut să mă duc pe sus. Mă întreb oare ce era sus acolo. Ok. Ia să vedem. Urcăm pe aici. Că, na, sunt diferite rute și în funcție de ce... Ia vezi? Eram prea grăsut și n-am putut să fac săritura. Ok, hai să încercăm să fim slăbuți și cu mușchi. Să vedem dacă ne ridică acolo sus. Ia. Aha. Uite, vezi că e cu șmecherie aici. E cu șmecherie. Acum nu știu asta dacă... Gen, eu mă duc pe cel mai ușor de dat. Uite, vezi? Dar cred că ai putea să te duci în funcție de cât mușchi ai. Că ai mai mulți mușchi, te poți duce pe ăla mai... iar eram prea grăsuț. Am crezut că am mușchi deja. Ok. Hai să încercăm din nou. Și de data asta... De data asta n-am reușit să trec nici măcar de sticlă. Ok, asta e prea de tot. Asta e prea de tot, trebuie să punem mușchi serioși. Deci fără mușchi nu ai cum să treci de sticla aceea. Luăm de aici astea. O să încerc la 40 să văd dacă merge. Ia să vedem. Pot să dau 40-ul? Hai că pot. Cred că la roșu ai nevoie de mușchi mult mai mari decât atât. Iar aici trebuie să iei neapărat fructele. Ok, aici le luăm. Am vrut să iau două deodată, dar n-am putut. Uite cât de interesant e background-ul. S-a schimbat background-ul. Mă gândesc dacă ajungi la un anume nivel, dacă se vor schimba și caracterele cu care trebuie să te bați. Habar n-am, că nu m-am mai jucat până acum. Na, când mă joc aici, ce vedeți voi, asta văd și eu. Dar, na, creaturile astea nici nu mai au ce să-mi fac. Adică suntem prea puternici pentru ei. Și cred că acum că le-am dat unlock la toate caracterele, o să dăm switch
pe domnul Blue, pentru că Blue mi se părea cel mai tare. Deci, nu știu, din toate caracterele pe care le-am avut până în acest moment, cred că Blue e cel mai șmecher, așa că hai să mai să luăm niște bani și o să încercăm să ținem banii pentru upgrade de pumn. Cred că asta o să facem. Mergem tip pe aici, luăm fructele. Ok, mâncarea sănătoasă. Aici poți să iei și cartofii prăjiți. Și aici e sala iarăși. Și acum, ia să vedem, putem ăsta? Hai că putem. Mă așteptam. Aici trebuie să facem sală. Mâncare sănătoasă și iarăși halter asta. Aproape avem full, cred. Ori avem full și nu-mi dau eu seama. Nu, nu avem full și nu-mi dau eu seama că nu era chiar full. Dar totuși e destul de bine. Nu știu că să reușesc să ajung gen în topul maxim. Noi ajungem foarte departe, gen, uite, am ajuns la 18, dar mai este 19 și 20. 19 și 20 nu reușesc să ajung. Nu știu dacă voi aveți și voi jocul ăsta pe telefoanele voastre și v-ați jucat, dar eu personal nu reușesc să ajung, frate. Și trebuie să am un pumn mai puternic decât atât. Dar nu se poate, trebuie să nimerim mai departe. Uite, de data asta aproape s-a dus pe 19. Încă nu este ce mi-aș dori eu, dar na. Pe măsură ce avansezi, vei putea să fii mai puternic, probabil. Ia, să vedem. Gata. Level 10 la pumn. Hai, frate, trebuie să fie ca lume. Aici ar trebui să ne poată ridica. Perfect, avem un cadou. Ok. Coborâm aici frumos. Și aici, dacă mănânci prea mult... se sparge ăsta și cazi în apă. Lol. Hai că nu e rău. Adică e interesantă ideea. E chiar interesantă ideea, pentru că trebuie să ții cont de toate chestiile astea, altfel nu poți să avansezi. Sunt multe jocuri runnere în care efectiv doar fugi înainte și nu trebuie să ții cont de nimic. Efectiv nu se întâmplă nimic, doar colectezi ce vrei tu și oricum ar fi nu ai cum să dai fail. Dar jocul ăsta... Uite, am luat burgerul ăla, m-am îngrășat, gata, nu mai trec pe acolo. Deci e un pic greuț, n-am ce să zic, dar e tare. Hai să încercăm să trecem și nivelul ăsta, să facem alegerile potrivite aici și odată cu aceste alegeri ar trebui să putem să ajungem unde trebuie. Dar bineînțeles, dacă nu ați apăsat încă pe acel butonaj de like, hai să-l apăsăm cu toții chiar în acest moment, să strângem acolo multe, multe like-uri pentru acest episod și cine știe, poate facem și alte jocuri de acest gen. V-am zis, mi-a fost doar de runnere și cu siguranță acesta este chiar unul destul de reușit. Doar că nu știu exact ce mai urmează în afară de asta, habar n-am. Sunt foarte multe jocuri pe telefoane mobile din ce am observat în care odată ce ai ajuns la un anumit punct se repetă. Adică nu mai poți să mai avansezi și e făcut așa în mod special pentru că jocurile astea de mobil îți dau reclame. Eu în momentul de față mă joc de pe tabletă, dar am netul oprit și nu poate să-mi dea nicio reclamă. Uite, am ajuns pe 19. Dacă n-aș avea netul oprit, mi-ar da reclame în continuu. După fiecare bătălie de asta, bam, o reclamă. Indiferent ce faci. Și e cam, da, e cam aiurea. Puțin aici să faci. Eu de obicei mă uit în jocurile astea înainte și dacă cumva observ că îți dă opțiunea să cumperi... fără reclame, cumpăr fără reclame. Dacă nu, n-am ce să fac să opresc internetul pentru că altfel ne-ar spama pe video cu reclame în continuu și n-am avea ce să facem. Dar iată că am ajuns la nivelul 13, s-a schimbat background-ul și nivelul a început să devină un piculeț mai dificil. Ok, suntem în apă acum, notăm. Hai să nu mă îngrași foarte tare, să nu mă duc la fund după asta. Ok, o să încercăm... Hai să încercăm 47. Hai, suntem destul de forțoși. Bă, am full! Eu acum văd. What? Aveam full! Toată bara încărcată. Stai și o secundă, că e prea de tot. Ajungem până la maxim cu toată bara? Wow, am ajuns până la maxim. Cine e? Mamă-i Poppy! What? Ok, nu așteptam la asta! Nu mă așteptam deloc, dar iată, ăsta este ultimul boss din joc. Wow! Păpușa Poppy a vrut să ne bată, dar n-a avut nicio șansă, pentru că uitați-vă ce mușchi are Blue. Nicio șansă. Avem și niște cadouri aici ce ne mai dă jocul și bineînțeles o să continui, habar n-am cât, dar vă las pe voi să continuați dacă vreți să vă jucați jocul.
Ăsta a fost episodul de azi, sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonașul de like. Și noi ne auzim, bineînțeles, data viitoare. Pa, pa!